Bună ziua, vă spunem din nou aici la standul editurii Herald cu un nou eveniment. La ashramul lui Ramana Maharshi, viața alături de un maestru spiritual. Un eveniment prilejuit de lansarea a două cărți în colecția Ramana Maharshi. Maharshi Maharishi, așa, o viață alături de Bhagavan, Ramana Maharshi, de Sundaresa Aiyer, și revelarea sinelui scrisor de la Sri Ramanasram, de Surinagama. Invitații noștri din această după-amiază, Swami Ajatananda Puri, Georgeta Thierry, Ananta Maitrei, Luisa Neac, colega mea, senior editor Herald, curatorul seriei de autor Ramana Maharshi. Aș vrea să menționez cumva, pentru că am înțeles că doamna Carmen Negoescu, aș numi o manager de proiect, are o indisponibilitate, este răcită. Așa, aș vrea totuși să menționez faptul că dintre cei trei invitați, meritul principal, așa cum spunea dânsa, în corespondența pe care am avut-o cu dânsa, meritul principal al apariției acestei cărți, scrisorile de la Sri Ramana Maharshi, este al lui Georgeta Thierry. Ea este cea care a inițiat proiectul. De asemenea, este important să menționez faptul că îl avem ca invitat principal pe Swami Ajatananda Puri, călugăr hindus, din aprilie 2011, în tradiția lui Adi Shankara. Câteva cuvinte despre invitatul nostru special. S-a născut în 1970 în București. Între 1997 și 2012 a călătorit în India și a trăit perioade lungi de timp în prezența sacră a muntelui Arunachala, aflat în renumitul centru de pelerinaj Tiruvannamalai, dacă nu pronunț corect să mă trageți de urechi, așa, din India de Sud. În afară de cele două cărți pe care le lansăm astăzi, am mai luat lângă mine, din, ca să le cunoașteți, din colecția Ramana Maharshi, celelalte volume, Fii ceea ce ești, volum editat de David Goldman. De asemenea, tot pentru că pomeneam de muntele Arunachala puțin mai devreme, Ramana Maharshi, înțeleptul de la Arunachala, și de asemenea, cine sunt eu. Întorcându-ne la Swami Ajatananda Puri, adept al lui Sri Ramana Maharshi Bhagavan încă din 1987 și discipol al lui Sri Swami Ajatananda Puri Maharaj din 1999, Swami Ajatananda a studiat peste 15 ani filozofia Advaita Vedanta. În prezent el este exponentul acestei filozofii și a învățăturii lui Sri Ramana Maharshi în România. A scris și a publicat în India, în limba engleză, cartea Garland of Advaitic Wisdom, Irlanda înțelepciunii advaitice. Pentru început aș vrea să ne vorbiți puțin despre experiența pe care ați avut-o în India, în aceste, le-aș numi retreat-uri spirituale succesive. Este viața într-un ashram și despre zona de acolo, ce anume v-a impresionat, cum ați simțit-o, cum ați rezonat cu ea? Deci am fost interesat de ashramul lui Ramana și de Ramana Maharshi din 1988. Ca să ajung în India, dar n-am reușit decât prin 1997, când am făcut rost de bani, și atunci am putut călători. Am stat cam 4 luni în India. La ashram am ajuns, am stat 7 zile și s-au terminat banii acolo. Am pierdut, se pare că am pierdut ceva bani și am rămas fără bani. Și continuat totuși călătoria, m-am prezentat cineva și am reușit să ajung în țară, în Africa. Dar am
întrebarea învățătura de bază a lui Raman, anumit cine sunt eu. Și asta m-a atras foarte mult, am vrut să ajung, am ajuns, n-am mai avut bani să stau, am vrut să stau 2-3 săptămâni. A doua oară m-am dus, asta era în 1997, a doua oară am călătorit în 1999, am făcut o cerere pentru cameră în așram, cu 6 luni înainte, mi-au aprobat și am ajuns în mai, 14 mai 1999 și am stat o lună, după o lună am cerut încă o lună, am vrut să stau permanent, de fapt, și am stat în total 2 luni, după 2 luni am vrut să continui, dar trebuia să rămân acolo să lucrez în așram și am preferat să caut o peșteră. Și am căutat câteva peșteri, toate erau ocupate și am zis că mă mut în peșteră, dar am primit bani de la un indian din Bombay, mi-a plătit chiria într-o altă casă, într-o cameră, în afara așramului și am reușit să stau cam 6 luni în Tirvanamalai și a fost foarte frumos. Pe urmă am revenit în țară, iar am revenit în India și tot așa, împreună, în total am stat 12 ani. Între 1997-2012 am stat 12 ani. Cam 90% i-am petrecut în jurul așramului, nu pot să stai în așram. Dar poți să închiriezi camere și să stai în afară așa, de cât vrei. Și am stat cam 90% din timp, în rest am călătorit. Prima călătorie am fost în toată India, cam 15.000 de kilometri, și nord, și sud, și est, și vest. Și a doua călătorie a fost mult mai așezată, mult mai statică, în jurul așramului și în jurul muntelui. Muntele Arunachala la scrită se numește Shri Arunachalam și în limba tamil este Tiru plus Anamalai. Deci același lucru, numele orașului e de fapt numele muntelui. Dar numele orașului în tamilă și numele muntelui în sanscrit. Deci Tiru Anamalai înseamnă Shri Arunachalam. Ramana a trăit acolo de la 17 ani, nu a depășit, nu s-a îndepărtat de munte mai mult de 1.500 de kilometri. Restul a trăit pe munte, a trăit într-o peșteră, a trăit într-un mic așram sus pe munte și pe urmă au construit un așram la poalele muntelui și așramul actual care e cel mai cunoscut. Viața e frumoasă, e un fel de magnet muntele, nu poți, te cheamă muntele, vii și stai cât vrea el. Dacă vrea să pleci, o să pleci într-o bună zi. Dacă nu vrea să pleci, mulți s-au întors de la aeroport, de exemplu. A vrut să plece și n-au putut. N-au rezistat. A trebuit să anuleze zborul și să ia autobuzul de noapte să se întoarcă în oraș. Avem multe povești de genul ăsta, multe persoane au pățit-o și eu nu credeam că să plec vreodată de acolo, dar s-a întâmplat. Am venit în țară în 2012 să-mi schimb numele. Am schimbat numele în documente, numele de călugă și aici am rămas. Nu m-a chemat înapoi, nu m-am dus. Frumos, o poveste chiar impresionantă, frumoasă. Aș vrea pe scurt, aș vrea să o rog pe colega mea, Luisa Neag, să ne spună câteva vorbe despre cărțile lui Ramana Maharshi și cumva el ca înțelept din cultura indiană, din cultura hindusă, de ce își găsește locul, această serie de autori, această colecție în portofoliul editurii Herald. Ani, a avut brusc o experiență spirituală prin
frică extremă, l-a condus până la ceea ce se numește revelarea sinelui. După care a plecat de acasă și s-a dus, așa cum a spus și Swami, la zona muntelui Arunachala, unde a meditat foarte mulți ani în tăcere. Treptat au început să apară discipoli pe care, datorită unei stări specifice de bunătate, de compasiune și probabil datorită faptului că avea această menire, i-a acceptat și din, de unde inițial avea impresia că este o ființă care a fugit de lume și s-a refugiat în tăcere și în singurătate, a ajuns să fie la dispoziția totală a acestor discipoli, chiar se tânguie destul de mult spunând că el nu are niciun fel de libertate personală, el aparține, ființa lui aparține celor care au nevoie de el. Chiar și dacă, mă rog, să zicem că veneau și puneau o întrebare sau cereau un sfat pe care nu-l urmau niciodată, el se simțea dator să ofere acest sfat. Revenind la cărțile despre care, lansările despre care vorbim astăzi, vorbim despre două cărți care sunt scrise de discipoli care au fost în preajma maestrului. E vorba de Sundaresa Iyer, care era traducătorul lui de limba engleză, și de Surinagama, care era foarte apropiată de maestru și care a scris o serie de scrisori pe care îi le adresa fratelui său, care era tot un devot al lui Ramana, și care a rugat-o să-i povestească, el se afla în alt oraș, și a rugat-o să-i povestească ce se petrece la ashram în vecinătatea, imediata vecinătate a maestrului spiritual. Și ea scria aproape în fiecare zi și în felul acesta, prin aceste două cărți ale celor doi discipoli apropiați, suntem introduși în atmosfera care domnea în ashram în acele vremuri. Cum se manifestă o astfel de ființă care este total realizată spiritual? Cum adresează această astfel de ființă problemele lumii moderne? Cum oferă? Ce soluții oferă? Ceea ce este și de ce aceste cărți rămân foarte actuale și sunt foarte potrivite și noi credem că se adresează nu doar celor care sunt deschiși către devoțiunea față de Ramana Maharshi, ci și și celor care sunt pur și simplu oameni în căutarea propriilor ființe și în căutarea unei păci cu sine însuși. Ce se petrece? Noi suntem obișnuiți să facem o separare între viața noastră, să zicem, interioară, spirituală și viața obișnuită. Deci avem o viață spirituală și o viață laică, ca să zicem așa. Ei, în momentul în care un astfel de maestru spiritual vine în lume, el unifică aceste două perspective. Deci el nu știe să trăiască altfel decât spiritual și în Dumnezeu, chiar dacă se află în lume. Și ce se petrece în aceste două cărți? Bine, sunt foarte multe povești despre întâmplări de la ashram. Sundaresa Iyer, deci traducătorul de limba engleză, este foarte devot și la, bine, indienii sunt sigură că ne vor povesti despre indieni mult mai mult invitații noștri, foarte devoțional. El când scrie despre Ramana nu poate decât să-i scrie ode și așa foarte înflăcărate. Surinagama este o persoană la fel, foarte devoțională, dar ea scoate în evidență și o altă latură. Se pare că, ok, după ce a meditat foarte mult timp în tăcere, Ramana a fost întrebat de discipolii lui, a fost, mă rog, i s-au pus tot felul de întrebări legate de diferite tratate spirituale din zona respectivă, și el a fost pus
citească și a observat și a constatat că, uite, eu am trăit pe propria mea ființă ceea ce este scris în aceste tratate fundamentale, spirituale, ale tradiției hinduse, de exemplu. Și se pare că la ashram era o activitate intelectuală foarte intensă, avea o bibliotecă, Ramana prețuia foarte mult cărțile și dincolo de faptul că dezamorsa orice căutare inutilă prin întrebarea cine sunt eu, adică îl punea pe cel care avea diverse probleme să se întrebe, dar cine pune întrebarea? Hai întâi să rezolvăm chestia asta și după aia vedem dacă mai ai nevoie să pui întrebarea cu care ai venit la mine. Și ei erau așa, bine, iară scoți arma ta supremă, ne anulezi, nu mai avem ce să mai întrebăm. Și da, revenim. Lecturile sunt foarte frumoase, foarte interesante și foarte pline de suflet și se simte foarte puternic prezența acestui maestru spiritual. Deci eu, efectiv, lucrând pe traducerea doamnei Thierry, efectiv aveam senzația că e un fel de sadhana, că sunt în preajma maestrului și cred că de aceea sunt foarte valoroase aceste cărți, că reînfie această atmosferă și ne aduc în preajma acestui maestru spiritual excepțional. Mulțumim lui Saneac. Viața mea a fost o continuă căutare a adevărului unic, nu al celui relativ care diferă de la caz la caz. Căutarea s-a oprit atunci când am aflat adevărul direct de la Bhagavan Sri Ramana Maharshi prin intermediul cărții. Acesta este cel mai mare beneficiu obținut în urma căutării. Dialogurile lui Sri Ramana Maharshi cu căutătorii de adevăr, dialoguri cuprinse în carte, m-au păstrat într-un continuu satsang, am pronunțat bine, cu maestrul forțând ca mintea mea să se focuseze pe introspecția asupra sinelui, spune într-un testimonial Georgeta Thierry. Ce ne puteți spune despre autoarea scrisorilor? Surina Gama este cea care a scris scrisorile într-un termen de 5 ani, din 1945-1950 și mai târziu chiar, dar ea a trăit în preajma maestrului 9 ani. La rugămintea fratelui ei, ea a scris aceste scrisori, dar nu credea că vor fi pregătite pentru o publicare. Credea că aceste scrisori vor rămâne confidențiale între ea și fratele ei. Dar cum nimic nu rămâne secret în preajma lui Ramana Maharishi, el a aflat imediat de scrisori, chiar de la a patra scrisoare, și a cerut Nagamei să vină în sală, împreună cu toți cei prezenți, și să citească aceste scrisori. Ea a venit cu scrisorile, cu patru scrisori, le-a citit, Ramana le-a tradus în limba tamilă. Am menționat că Nagama este o femeie devot dintr-un stat alături de Tamil Nadu, unde trăia Ramana Maharishi, statul Andhra Pradesh, unde se vorbește limba Telugu. Și scrisorile erau scrise în limba Telugu către fratele ei. Ramana le-a tradus în tamilă pentru cei prezenți. Iar un devot din sală, care știa foarte bine limba engleză, le-a tradus în limba engleză pentru oaspeții din sală care știau numai limba engleză, că erau mulți oaspeți veniți din alte zone. Scrisorile au fost primite foarte bine, au fost comentarii pozitive, iar fratele ei, când venea în weekend la Ramana Maharishi, în vizită, a luat aceste scrisori cu el și le-a trimis la o editură a unei reviste unde el era colaborat în mod frecvent. Editura l-a publicat, un exemplar al acestei reviste a ajuns și la Ramana Maharishi, el le-a citit și a spus celor din preajma lui în sală, vedeți, tot ce se va vorbi aici în sală va fi publicat de azi înainte, deoarece Nagama începe să scrie și editura publică. Aceeași revistă cu articolul respectiv a ajuns și în mâna unui renumit poet din statul alăturat Andhra Pradesh, care unde
se vorbea limba telugu. Și întâmplător acest mare poet era rudă cu Surinagama. I-a scris o scrisoare în care i-a mulțumit pentru faptul că stilul ei de a scrie l-a făcut să fie prezent în sală, deși el era la mii de kilometri distanță. I-a mulțumit frumos, a felicitat-o, l-a felicitat și pe fratele care a încurajat-o să scrie și a spus că aceste scrisori merită publicate sub formă de carte, lucru de care ar trebui să se preocupe fratele ei. I-a luat scrisoarea repede și a dus-o lui Bhagavan Ramana Maharishi. El a citit-o de față cu toți din sală și a spus Nagame, uite ce spune marele poet, că aceste scrisori ar trebui publicate în formă de carte, lucru de care trebuie să se ocupe fratele tău mai mare. Deci trimite scrisoarea poetului fratelui tău să se ocupe de ea. Asta era un îndemn și un fel de acord, că era de acord să publice scrisorile. Fratele i-a luat scrisorile și la un moment dat, când s-au adunat vreo 75 de scrisorile, cărțile, vreo 1000 de exemplare au fost aduse la ashram și Surinagama a citit timp de 6 zile aceste scrisori în sală, în prezența lui Ramana Maharishi. Ulterior, de câte ori Nagama lipsea din ashram cu diverse munci în preajma, lucrând acolo în jurul ashramului sau chiar la bucătărie sau era plecată în pelerinaj în lipsind din preajma lui Ramana Maharishi, era invitată de Ramana Maharishi aproape de el și spune, uite Nagama, tu ai lipsit. În lipsa ta s-au întâmplat următoarele lucruri. Au venit următorii vizitatori, oaspeți. Mi-au pus aceste întrebări. Iar răspunsurile au fost acestea. Răspunsurile mele au fost acestea. Și îi explica cu de amănunte tot ce se întâmpla în preajma lui. Deci scrisorile conțin lucruri povestite de către Bhagavan și Ramana Maharishi lui Nagama, știind că ea le va publica în cărți. Cărțile au apărut în 5 volume ulterior, apoi într-o singură carte și într-adevăr este foarte interesant că ne păstrează mereu. Citind cartea ne păstrează mereu într-un satsang continuu. Mulțumim foarte mult, doamna Georgeta Thierry. Swami Ajatananda Puri, ce ne puteți spune despre metoda lui Ramana Maharishi de introspecție cu întrebarea cine sunt eu? Da. Întrebarea, metoda lui Ramana e o metodă interrogativă. La fel și în Advaita Vedanta, tot interrogativ este, doar că în Advaita Vedanta ți se dă răspunsul de la început, iar la Ramana rămâne doar întrebarea și rămâne ca răspunsul să-l intuiască fiecare în urma anilor de practică. E foarte ușoară întrebarea, dar foarte greu să înțelegi sau să intuiești răspunsul. Întrebarea e simplă, răspunsul foarte puțin l-au găsit. Întrebare, cine sunt eu? În sanscrită e Koham și înseamnă cine sunt eu și nu trebuie să-ți dai un răspuns mental, nu trebuie să simți nimic. De fapt, răspunsul este tăcerea. Dacă ego e cel care pune întrebarea, în urma acestei întrebări, el nu poate să răspundă, se auto-interoghează și atunci tace. Iar sinele, pe de altă parte, știe cine este și tace și el. Deci sunt două răspunsuri, din ambele părți, din partea ego-lui este tăcerea și din partea sinelui iar este tăcerea. Deci tăcere la a doua. Deci este tăcerea, acesta e răspunsul, dar este foarte greu să te abții, să nu-ți dai răspunsuri mentale sau să zici... Intelectuale. Exact, intelectuale. Să simți ceva. Ce să simți? Trebuie să simți că există și atât. Deci existența e egală tăcerea. Care sunt aspectele comune ale înțelepciunii lui Ramana Maharishi cu filozofia Advaita? Nu sunt... Ramana nu a fost călugăr, a fost ascet și a refuzat să fie cooperat.
cei din linia noastră, de exemplu, din linia de călugări care vin de la Shankaracharya. Au venit delegați de la Shankaracharya din Sringeri, din Karnataka, din sud, i-au propus să fie făcut călugări și a refuzat. Și atunci n-am mai încercat nimeni să-l facă călugări, dar învățătura lui și cea din Advaita Vedanta clasică, tradițională, cele două sunt la fel, doar că Advaita Vedanta e foarte sistematizată și organizată pe etape și constă într-o practică puțin diferită de cea a lui Ramana, iar Ramana are o metodă foarte personală, neorganizată, nesistematizată, e doar o învățătură personală bazată pe experiențele lui personale și atât. Nu există etape, cel mai simplu el recomanda această întrebare, dar nu e doar atât. Metoda lui Ramana nu se rezumă numai la întrebarea cine sunt eu, este o introspecție și îți ia ani de zile. Dar nu există etape, nu există sistematizare, nu există organizare a ceea ce a propus el. Dar există tot să vârt în jurul acestei întrebări, cine sunt eu? Și hai să-mi răspund, dar nu poți să prinzi răspunsul decât după ani și ani și ani și numai dacă ești pregătit. Advaita e mult mai complexă și necesită pregătiri și etape. Ca să parafrazez cele două titluri sau unele dintre titlurile lui Ramana Maharishi, la întrebarea cine sunt eu, răspunsul este fi ceea ce ești. Da, depinde de ce punct de vedere, fizic, psihologic, spiritual. Răspunsul e la nivel spiritual doar. Nu există răspunsuri. Eu sunt corpul, sau eu sunt mintea, sau eu sunt intelectul, sau eu sunt personalitatea asta cu următoarele calități. Nu, răspunsul e, sunt doar spirit, Atman, și Atman este tăcere. În ultima instanță, cuvintele sunt făcute pentru creație, în creație. Dar cuvintele sunt inferioare tăcerii. Deci cuvântul e bun când vrei să creezi cu el, dar nu mai e bun când vrei să te întorci la sursă. Tăcerea este simbolul. De exemplu, om. Om are două aspecte. Om audibil și om tăcut. Om audibil nu are alt scop decât să te conducă până la poarta, până la pragul unde să încerci să înțelegi. Om tăcut. Om tăcut este sinonimul necreației, al lui Brahman. Brahman egal om tăcut, nemanifestat. Adică nu constă în sunet, e tăcere absolută, dintotdeauna pentru totdeauna. Pe când om audibil are început, odată cu creația, iar creația începe cu om. Om audibil, ca și sunet. Pentru că sunetul are capacitatea de a împărți spațiul, de a divide spațiul. Iar tăcerea are calitatea opusă, de a nu împărți spațiul, de a nu diviza realitatea absolută. Deci o lasă așa cum e. Tăcere egal realitate absolută, om egal realitate e sinonim cu creația și cu creatorul. Ișoara sau Bhagavan, în tradiția hindusă. Ce ne puteți spune despre femeia ca discipol în tradiția indiană în contextul apariției cărții din acea vreme? Ca peste tot, femeia era puțin marginalizată. Le erau interzise accesul în multe locuri. Bărbații erau mai în apropierea lui Bhagavan și Ramana Maharishi, erau în rânduri, iar femeile stăteau mult în spate. Nu auzeau tot ce se discutau. Cu timpul au căpătat niște drepturi și s-au apropiat. Erau zile în care femeia era puțin indispusă, 3 sau 4 zile pe lună. Nu aveau voie să citească sau să scrie. Aveau niște restricții. Și în special știind că Suri Nagama va scrie aceste scrisori și le va publica, îi o lua aproape și cu deamănunt
ajungem și noi să fim mereu în satsang cu Shri Ramana Maharishi sau cu înțelepciunea Vedantei, Advaita Vedanta. Ce noutăți sunt aduse de scrisorile lui Sri Ramana Maharishi față de înțeleptul de la Arunachala? Da, înțelepciunea lui Bhagavan Sri Ramana Maharishi este aceeași, cunoașterea este aceeași. La fel este scrisă și în cartea Înțeleptul de la Arunachala, la fel și în scrisorile cu realizarea sinelui, primul volum. Doar că stilul diferă și Surinagama a adus multe amănunte care nu există nici măcar în biografia lui. Sunt niște noutăți care completează. Mulțumim foarte mult! Ce se înțelege prin revelarea sinelui din punctul de vedere al lui Ramana și al tradiției din care el provine și cum o putem înțelege noi din punctul de vedere al tradiției noastre? Da. Atât cât se poate. Revelarea sinelui, până la urmă, sfârșește prin a înțelege că tăcerea e superioară sunetului și tăcerea e răspunsul, dar mulți nu-l nimeresc și sfârșesc prin a-și da tot fel de răspunsuri. Mai mult, mulți devin devoți al lui Ramana. Deci, în primul rând, Ramana nu a avut niciun discipol. Nu a inițiat pe nimeni, el a spus-o undeva în anumite, a dat răspuns cuiva. Nu a avut niciun discipol, nu a acceptat și a spus, dacă vreți voi să vă numiți discipoli, mei faceți cum vreți, dar eu nu vă accept ca discipol. Pentru mine toți sunt devoți, pentru că pentru a fi discipol trebuie să fii inițiat. Inițierea e un lucru personal între tine și guru. Iar el nu a dat astfel de inițieri nimănui, nici măcar celor mai scolastici dintre apropiații din jurul lui. Niciunul. Și atunci n-a avut niciun discipol, dar a avut toți se numeau devoți. Adepți, devoți, followers. Și atunci, deci învățătura lui este simplă, se pare redusă doar la întrebarea cine sunt eu, dar nu e suficient. Trebuie să citești mai mult din ce a spus Ramana pentru a crea cât de cât o cale sau o filozofia lui Ramana. Nu poate fi doar cine sunt eu. Sunt mai multe indicii acolo, dar majoritatea sunt bazate pe ideile din Advaita Vedanta clasică, doar că el a citat din Upanishade, sunt textele Advaita Vedanta. A citat din Bhagavad Gita, din Ribu Gita, din Ashtavakra Gita, din multe texte și atunci înseamnă că s-a inspirat sau are puncte foarte multe, foarte comune cu Advaita Vedanta. Numai abordarea e diferită, el pur și simplu nu a recomandat niciodată o metodă, în afară de cine sunt eu. Dar poți să tragi învățături, să tragi anumite elemente dacă studiezi mai multe cărți ale lui, mai multe texte de bază. Dar a fost o învățătură personală, nesistematizată și este rezultatul unui singure persoane într-o singură viață. Iar Advaita este rezultatul a sute, chiar 1000-2000 de ani, lucruri, elemente experimentate și validate de un număr foarte mare de înțelepți care au sistematizat Advaita de cursul timpului. Și filozofia lui de viață, lecția lui, până la urmă, rămâne perenă. El este foarte actual și în ziua de astăzi. Este, dar nu e. Sunt 50 plus 20, sunt 70 de ani de când aproape 69 de ani de când el n-a părăsit, de fapt, el a spus așa, eu nu plec nicăieri, corpul mă părăsește pe mine, pentru că el s-a identificat cu absolutul, absolutul este nemișcat, static, și atunci el nu poate pleca nicăieri. Toți devoții plângeau în momentul așa zisei morți și ziceau să rămână, să nu-i părăsească, să rămână cu ei. Și el a spus de nenumărate ori, eu n-am unde să plec, corpul mă părăsește pe mine, adică spațiu, corpul se dizolvă,
se dezintegrează și eu nu mă dezintegrez, nu plec nicăieri, nu sunt o scânteie. Ideea este că nu e ca la noi, nu e ca în creștinism, de exemplu, spiritul e o scânteie, o chestie mică. Nu, spiritul e infinit, e absolut. Ideea că e mică există în sensul că este Atman, dar Atman nu este independent de restul, de spațiul înconjurător. Deci nu există două spirite, unul individual și unul cosmic. În final există doar unul cosmic și nu există doi, există doar unul. Asta e în Advaita. Deci există un singur spirit, este infinit, este absolut și nu poate părăsi corpul, dar invers e corect. Corpul părăsește spiritul. Adică corpul se dizolvă, devine invizibil, dar spiritul rămâne pe loc. În cazul lui asta e ce a spus, dar foarte puțin au înțeles. Mulțumim, Swami Ajatananda Puri, doamna Georgeta Thierry. De ce este important până la urmă, pentru că lumea vrea să știe, cititorii vor să afle, de ce este important să citim aceste cărți? De ce trebuie să luăm contact cu învățătura lui Ramana Maharishi? Cărți care până la urmă descriu atmosfera din preajma lui Ramana. Pentru ce sunt ele importante? Pentru ce le-am putea recomanda? Întâmplător îmi amintesc de un moment în care Bhagavan și Ramana Maharishi a sfătuit o devotă care voia să citească o carte în limba sanscrită. Zice că eu nu știu să citesc sanscrită, eu știu numai tamilă. Nu-i nimic, îi spune el. Citește așa cum poți. De ce? Pentru că mintea este extrasă de la celelalte activități și focusată pe spiritualitate, pe munca spirituală, pe strădania noastră zilnică. De aceea trebuie să stăm mereu în preajma înțelepților, într-un continuu satsang. Așa cum corpul nostru are nevoie de hrană fizică, o dată, de două ori pe zi, la fel avem și spiritul nostru are nevoie de o hrană spirituală. Și prin cărțile lui Ramana Maharishi, care este considerat cel mai înțelept până în prezent, și noi ne vom înțelepți și noi vom fi mereu în acest satsang. Este nevoie, mintea noastră are nevoie. Mulțumim foarte mult, Georgeta Thierry, lui Saneag, colega mea, dar foarte scurt. Voiam să vă spun apropo de momentul morții lui. Așa, puteți regăsi acest moment descris într-un mod emoționant în cartea lui Sundaresaier, O viață alături de Bhagavan. De asemenea, trebuie să știți că este în pregătire și volumul 2 al scrisorilor de la Sri Ramanashram, de Surinagama. În acest volum 2, de asemenea, se amintește chiar cu mai multe amănunte de momentul morții lui Ramana. Și apropo de faptul că spunea Swami că ar trebui să știm, să citim și scrierile lui personale, avem în lucru și operele complete ale lui Ramana, deci probabil la următorul târg vom avea din nou un eveniment în care vom vorbi despre volumul 2 al scrisorilor și despre operele complete ale lui Ramana Maharishi. Mulțumesc lui Saneag, senior editor general și curatorul colecției serii de autor, de fapt, Ramana Maharishi. Mulțumim doamnei Georgeta Thierry, lui Swami Ajatananda Puri. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați fost alături de noi la evenimentul din această după-amiază la standul editurii Herald, la așramul lui Ramana Maharishi, Viața alături de un maestru spiritual. Eveniment prilejuit de lansarea cărților O viață alături de Bhagavan Ramana Maharishi, de Sundaresa Ayer și Revelarea sinelui scrisor de la Sri Ramana Ashram, de Surinagama. Noi vă invităm la următorul eveniment, începând cu ora 17, la standul editurii Herald. Vom vorbi despre șamanism. Mulțumim!